Bun găsit, vai ce cască frumoasă am. Iese tocmai când nu trebuie. Bună seara, bine v-am găsit. Nu pot să vă zic cine ce-mi zice în cască acum despre ea. Despre cască, bineînțeles. Da. Între timp o să-l prezint pe invitatul nostru din această seară. Este vorba despre domnul Gheorghe Vlase, liderul PC Buzău. Bine ați venit, domnul Vlase. Bine v-am găsit. Ce mai face PC-ul la Buzău? Ce mai faceți dumneavoastră în Consiliul Județean? Ce fac colegii dumneavoastră în mini-parlamentul județean? Sunt câteva dintre chestiunile pe care le vom discuta. Nu facem rabat, dar discutăm și despre politica de la nivel central, dar mai mult cu tentă locală, că până la urmă problemele de aici sunt mult mai importante decât Gâlceava de la nivel înalt. Bun, aș începe discuția cu dumneavoastră vis-a-vis de activitatea din Consiliul Județean. Ce-i drept, este o analiză făcută pe un termen destul de scurt, adică din vară și până acum. Dar, din ceea ce am constatat noi până acum, rezultă faptul că, domne, Consiliul Județean, în momentul de față, ca structură politică, funcționează bine. Sau mai bine zis, domne, cu toții vă împăcați acolo, am văzut că e o frăție din asta. Pe bune, mai ales ieri, în 5 minute, mai mult durează cât să citesc proiectele decât votul. Deci, da, a fost o veselie. Ieri a fost activitatea din Consiliul Județean a culminat cu o mare veselie. Toată lumea a fost de acord cu toată lumea. Și cu tot și cu toate. Pentru că ar fi bine, e bine, da? Pentru că hotărârile din ultimele 3 ședințe au fost hotărâri care colegii mei consilieri trebuiau să fie de acord cu ele. De ce? Sunt hotărâri de început de mandat. Respectiv, sunt rectificări de buget pentru a asigura banii pentru toate instituțiile județului. Sunt rectificări pentru a crea anumite lucruri importante pentru instituțiile statului. Iată că până la punctul 8 ieri, vi s-a părut că a mers așa repede, erau numai rectificări bugetare. Păi ideea. Așa a fost. Păi da, erau rectificări bugetare pe lege. Adică, se reduce de aici, se pune în partea asta, la în cadrul acelui capitol. Și este normal că după ce ți-a prezentat Comisia de buget, după ce specialiștii din Consiliul Județean au venit și au spus, domnule, e legal să facem acest lucru, cere exact viața sau condițiile actuale, e normal să aprobe așa ceva. Mai mult decât atât, când or apare acele hotărâri care sună altfel decât ar trebui să sune pentru populație și ar suna în favoarea cuiva, să vedeți atunci, pentru că nu e chiar așa de simplă treaba. Ce să vedem atunci opoziția? Să pregeți dumneavoastră, sunteți în majoritatea USL, evident la putere. Suntem, în dar, de față, în Consiliul Județean. Suntem, dar cine poate să... își rezervă dreptul fiecare partii, chiar dacă este în această alianță, să atragă atenția că sunt derapaje de la normele legale sau când interese de altă natură. Eu sunt unul dintre ei care voi face acest lucru și vă spun cu cea mai mare sinceritate. Acum o lună a apărut o hotărâre în Consiliul Local care pentru mine nu a fost clară și legală, pentru că n-avea decât un enunț, o hotărâre asupra unei monografii pentru armată. Și că noi nu trebuie să ne uităm în acele lucruri, că sunt secrete. Da? Păi mergi la Cotroceni dacă sunt secrete. Ce cauți la noi? Păi nu, că trebuie să le votăm. Eu nu votez hotărâri fără conținut. M-am obținut. Colegii consilieri au spus, nu, dar ce ai avut? Păi uitați-vă și voi acolo, decât două rânduri scrise, că se aprobă această monografie, dar nu știm ce conține. Și cum adică? N-am nimic cu armata română, dar armata română trebuie ori să dea certificate pentru consilieri, pentru secretizări de stat și atunci să aibă accese la documente de stat pentru anumite linii sau anumite documente secretizate, ori să-l ducă acolo unde oamenii au dreptul ăsta. Ce caută cu el la noi să votăm așa, că ne-am trezit și noi, că lasă că știm noi că armata face treabă bună. O face, dar eu nu votez așa ceva. Domnul Vlase, vis-a-vis de acel episod din Consiliul Județean, o să se supere mulți
Eu vă dau dreptate de principiu, din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că, așa cum a zis dumneavoastră, nu poți să votezi ceva în necunoștință de cauză. Adică să ridici mâna pentru... Dar eu ce vot sau ce votez aici? Sigur. Facem o paranteză. Sunt mulți care au proiectele așa, dar nu le citesc deloc. Și toți sunt în necunoștință de cauză când votează. Posibil. Dar vis-a-vis de chestiunea respectivă, de acord cu dumneavoastră. Dar nu, știți că în România legislația este cum este. Vidul legislativ, eu nu știu de ce trebuie totuși să vină prin Consiliul Județean. Există o explicație, probabil, din punct de vedere legal. Dar pe de altă parte, tu, ca și ales, nu poți să fii obligat să votezi ceva fără să cunoști conținutul acelui proiect. Fără discuție. Și de aceea eu v-am dat și atunci dreptate și nu am acordat mare... Mai departe, în prima ședință, a doua ședință a Consiliului Județean, am propus Comisiei de Agricultură, Servicii și Comerț, în calitate de președintele acestei comisii, să reducem impozitele pe agricultură care se aplică fermierilor, pentru că se preconiza sau se întrevedea un an agricol prost. Și dacă mai este și proști și mai aplicăm la valorile care și așa sunt mici și vor crește, se vor dubla o impozitare și mai mare, atunci colegii au înțeles, au votat și s-a aplicat acea diferență, de fapt, acea reducere. Autorul acestei chestiuni este Comisia de Agricultură, pe care o conduc. A cărui președinte sunteți noastră. Urmează mai departe. Am un proiect personal pe care nu o să mă las până nu-l trec prin Consiliul Județean. Este vorba de o hotărâre, un proiect de hotărâre pe care o să-l inițiem în cadrul Comisiei de Agricultură cu ceilalți colegi, care sună în felul următor. Date despre potențialul uman, material și de altă natură din toate comunele județului Buzău. Datele respective se vor centraliza, vor fi trecute într-o carte, iar tot ce ține de forța de muncă, de drumuri, de posibilități de apă, de cazare, de material, să zic, minereuri sau ce există potențial turistic sau de altă natură în zona respectivă, vor fi puse la dispoziția oamenilor de afaceri. Pentru că oamenii noștri de afaceri nu știu în acest județ că au un potențial mare de afaceri în diferite comune pe care ei îl caută, dar nu-l găsesc. O să cerem ca o comisie să se ocupe de așa ceva și dacă vrei să știi dacă în comuna nu știu care din județul Buzău există forță de muncă care este în șomaj 30% specializată pentru, există drum județean cu legătură cu drumul național, există potențial energetic și de altă natură, te duci acolo și investești în, eu știu, ce trebuie ca om de afaceri. Aș dori ca această hotărâre să o facem cât mai rapid, să o trecem prin Consiliul Județean, ca la anul, cel târziu, să iasă acest catalog, acest nomenclator de date prin care omul de afaceri să meargă cu precizie la locul respectiv să investească. Pentru că altfel nu ne să ne mai rugăm de guvern să ne dea rectificări la buget, să-i dea câte 10.000 de lei. O să iei bani din clădirea respectivă, din chiria respectivă, din șomajul sau ce mai rămâne la bugetul local acolo și având din ce în ce mai multe, înviorez comerțul în zona respectivă. Poate să mai face o alimentară. Poate oamenii care cumpără și sunt 100 angajați la confecții, dau un exemplu, vor cumpăra de la alimentară mai mult, au salarii, au export de făcut și așa mai departe. Așa se face în acest județ o treabă sănătoasă. Nu făcând politica iurea. Da, bun. Aparent, inițiativa este destul de bună, dar mă gândesc că e o muncă laborioasă să faci un astfel de document. Este extrem de important ca om de afaceri să primești o informație de genul ăsta. Și înțeleg, dar n-aveți acum sprijinul colegilor? Sigur că l-am. Îl aveți? Sigur. Că a zis la început că nu... Nu, în Consiliul Județean n-am cerut sprijinul în plenul Consiliului, dar am cerut sprijinul colegilor de comisie. O să-l elaborăm la comisie, o să-l dăm la celelalte comisii, o să ajungă în plen și sunt convins că o să-l treacă, că nimeni nu poate să potrivească un asemenea proiect. Dar atât de important. Domnul Vlase, vă mai dau un exemplu prin care considerăm noi, vă mai dăm un exemplu prin care noi considerăm că acolo lucrurile sunt neapărat de fațadă, dar parcă e o veselie generalizată. În sensul că atunci când s-au împărțit niște bani,
nu știu, ceva așa după fundul sacului. Foarte pentru comunele din județ. 760 și ceva de mii la 82 de localități. Exact. E, atunci opoziția a făcut opoziție de dragul opoziției. Sim. Adică, domne, că la, de ce nu s-a dat și la primăriile PDL? Că o singură primărie PDL este pe lista respectivă de beneficiari. Dar nu au fost foarte vocali sau neapărat foarte convingători. Au zis-o ca să o zică, de fapt. Aveți dreptate. Și eu îi văd pe cei din opoziție puțin cam ziceți, să le zic așa, cam timizi. Blânzi, nu? Blânzi, da. Văd, dar nici nu au avut la ce să facă opoziție, pentru că v-am spus, sunt primele ședințe de început al Consiliului Județean, sunt măsurile organizatorice care se iau la momentul ăsta, probabil că de la bugetul care vine anul viitor, când noi o să spunem încotro merge acest buget și care este calea de urmat, atunci vor fi contradicții mult mai mari. Bănuiesc că așa va fi. Dacă nu o să facă ei, o să facem noi, specialiștii din Consiliul Județean, care știm ce înseamnă o cheltuială, un venit, un buget. Bun, o altă chestiune, tot așa legat de bani, a fost cu suma alocată clubului Dinamo București pentru a evolua la Buzău, club de handbal masculin. Da. Și aici cei din opoziție au spus că nu ar fi de acord și banii să se dea totuși la echipele locale pentru a face performanță. Este lucru care de principiu și dacă luăm așa de curasăm patriotic, așa ar trebui să fie. Că nu știu ce câștigăm noi buzăienii din această afacere. Nu câștigăm, vedem un spectacol de 2,5 miliarde. Vedem un spectacol extrem de important. Sportul este plăcut de marea majoritate a populației din localitățile României și în special din Buzău. Ați observat că de fiecare dată când e vorba de sport, mulți oameni merg pe stadion și merg la meciurile importante. Noi nu avem la Buzău deocamdată un sport de performanță. Iată echipa din Buzău. Păi nu avem și 10, tocmai din cauza lipsei de finanțare, domnul Vlas. Eu vă spun că echipa Gloria Buzău a fost super finanțată. Asta spune, nu se pune problema de Gloria Buzău, că... Nu, v-am dat un exemplu, apropo de finanțare. Da, nu, dar haideți să vorbim de HCM, de exemplu, de echipa de handball, care acum, uite, are evoluție din ce în ce mai bune. Da, acolo a trebuit intervenit, așa este. A trebuit intervenit, dar s-a ales această echipă, că știți, spectacolul care creează o echipă mare într-un oraș... Da, Dinamo nu mai este echipă mare, nu... Sună este bine Dinamo, da, într-adevăr, te gândești la dacă e Dinamo, înseamnă că joacă handbal. Păi nu, să chine Dinamo acolo la handbal, vorbind de băieți. Da, să înțeleg că așa e, de ce plecați capul? Că nu plec capul. A fost nu. Un vot politic e, a fost o, nu, a fost o hotărâre pe care, pe sport, când apare hotărâri pe sport și pe ajutoare de nu știu ce gen, nu prea sunt respinse, pentru că toți consideră că este ceva și pentru publicul respectiv important. Altceva ne doare mai mult când încep să curgă banii într alte direcții. Și n-au început, ziceți dumneavoastră. Eu cred că nu. Județean. Bun, și ieri în ședința de Consiliu Județean, un lucru pe care îl cunosc deja telespectatorii, subiectul legat de bazinul olimpic. Au existat anumite voci contestatare. Da, numai în culise așa un pic. Votul a fost în unanimitate pentru această investiție. Surprinzător, aș zice eu, din partea PDL, având în vedere că de obicei ei sunt împotriva unor alocări de genul acesta. Da, uite, aici s-a votat în unanimitate pentru alocarea a 1,2 miliarde de lei vechi, lunar, pentru funcționarea bazinului olimpic. Pe 6 luni, da? Deci este au fost două variante. Să proprietarul l-a închis pentru că nu mai poate să-l susțină. Buzău are nevoie de acest bazin olimpic. Mulți cetățeni roagă prin reprezentanții de la Consiliul Local să se redeschidă acest bazin. Atât la primărie fac aceste cereri, cât și la Consiliul Județean. Am ales o cale de mijloc. Să îi dăm 6 luni de zile de funcționare și să-l ajutăm, dar să dea și bilete gratuite pentru elevii care vor să meargă la acest bazin, iar după 6 luni de zile hotărâm dacă îl cumpărăm de tot, îl redăm municipalității sau, mă rog, nu știu ce, putem întrerupem această
acest contract. Nu aveam altă cale pentru că, iată, orașul este destul de sărac, afacerile sunt din ce în ce mai puține și trebuie statul să vină să subvenționeze anumite sporturi, să zic, care sunt necesare pentru dezvoltarea fizică și, spun, intelectual în același timp a copiilor și nu ai încotro. Eu cred că 1.200.000 la sau 120.000 pentru acel bazin, la efortul pe care îl facem noi acum, eu cred că este important, nu contează cine este persoana, că nu îl uităm pe acel om de bani, dar poate chiar, eu știu, cine știe, nu se știe niciodată. Ne-a interesat doar latura asta a dezvoltării sportive și a mișcării în orașul nostru, mișcare care se poate face iarna numai la bazinele de noi. Bun, e corect vis-a-vis de faptul că, domnule, avem nevoie de bazinul Lipping. Da, ce ne facem, domnul Vlase? Pentru că suma respectivă este pentru o parte din cheltuielile de întreținere. Da. De suma dată de Consiliul Județean de 1,2 miliarde de lei vechi este pentru o parte. Cealaltă parte trebuie să vină administratorul bazinului. Da. Care, pe lângă chestiunea asta, încasează niște bani din bilete. Ori tu vii cu anumite programe pentru copii cu dizabilități sau pentru copiii din sistemul de protecție sau pentru diferite categorii de persoane, cu gratuități sau cu reduceri pentru biletele respective. Întrebarea este dacă există acest risc, și anume ca afaceristul să nu facă suma din încasarea biletelor necesară pentru acoperirea, pe lângă banii de la Consiliul Județean, pentru acoperirea întregii sume. Există acest risc. Păi există riscul. Da. Și atunci, dintr-o lună de funcționare, zice, domnule, patronul de acolo, nu pot să dau partea mea. Da, de am dat pe 6 luni de zile, pentru că există acest risc. Aveți dreptate. Și iată că putem observa cu ușurință că dacă mergem la bazinul olimpic, sunt foarte puține persoane. Adică nu trebuie să... am auzit în emisiunea dinaintea noastră că, domnule, dar banii aia care încasează, nu încasează mai nimic. Stai un pic. Dacă facem un calcul, ar fi 1,7, cam 1,7 miliarde pentru funcționarea pe o lună a acestui bazin olimpic, da? Da. Adică administratorul trebuie să vină cu 500 de milioane. Da. Păi face 500 de milioane într-o lună din bilete? Este posibil să-i facă, dar măcar să-i facă ca... Să duc acolo, stau la coadă oamenii ca să înoate în bazin? Mai sunt, dar sperăm că face și nu-l oprește de tot, că interesul nostru este să nu-l oprească și acel bazin să fie liber pentru a atrage în continuare, ai face din nou brandul acelui bazin și chiar este la fel de important pentru că sporturile, v-am spus, într-o societate mișcarea este extrem de importantă, mai ales în general pentru tineri. Iar statul este obligat să aloce sume importante pentru dezvoltarea lor. Ori nu cred că am făcut o greșeală. Facem o greșeală în momentul în care dădea lumea valma acolo, îi dădeam 1.200.000 și mai lua și el 1 miliard din încasări și, domnule, uite, l-am făcut pe ăsta om. Nu! Arată foarte clar că el nu câștigă acolo, că nu mai poate să-l mai țină și că chiar și în condițiile astea este posibil să pierdă. Deci face și el un efort. Da, pierde, dar repet, vine și zice între domnilor, nu mai pot susține. Probabil că vom găsi altă soluție. Păi da, ești obligat tu ca autoritate să dai mai mulți bani în condițiile astea. Nu știu, nu știu. S-ar putea să-i facem o ofertă de cumpărare, eu știu. Domnul Vlase, am mai făcut o ofertă de cumpărare și primăria care uneori a fost generoasă cu anumite investiții, primăria municipiului Buzău, când a auzit de suma aia, nu mai țin minte, dar s-a pus problema nu și de patinoar și de bazinuri. Nu mai sunt prețurile alea așa de mare, acum... Da, domnul Vlase, și aici încheiem subiectul cu bazinul olimpic. N-ar fi fost bine ca noi, ca autoritate locală, să nu dăm bazinul? Aia este altă treabă. Acum câțiva ani. Acolo s-a produs. Acolo, și acum trebuie să tragem noi. Exact. Ponoase. Exact. Acolo s-a produs. Cetățeni contribuabili. Da. Dacă era în visteria primăriei, autorităților sigur, locale, sigur, îl gestionai mult mai bine. Făceai, nu știu, un proiect, un credit, ceva pe mai mulți ani, investeai acolo, îl făceai frumos. S-a considerat la momentul respectiv că
toate au început să meargă. S-a considerat la momentul respectiv că există un trend crescător al afacerilor și că fiecare afacere are un suport material pentru a se gestiona și a se întreține singură. Iată că viața a demonstrat altceva, iată că lucrurile n-au mers așa, iată că am intrat într-o criză care nu se mai termină și am înțeles că se va prelungi mulți ani de acum încolo. Această criză ne-a arătat și partea negativă a lucrurilor și ne întoarcem înapoi și facem judecăți care nu mai seamănă cu ceea ce a fost atunci. Este foarte greu de comparat, lucrurile nu au mai evoluat cum ne-am gândit și ne trezim cu situații de genul ăsta pe care trebuie să le rezolvăm. Bun. Mai devreme l-ați văzut pe domnul Eduard Dumitrașcu fumând în Consiliul Județean? Nu l-am văzut. Nu l-ați observat. E pe altă parte. Adică dacă era să fi votat, să fi fumat colegii din față sau, mă rog, din dreapta. Da, să știți că... Așa făcea? Da. Mă surprinde. Păi de ce să vă surprindă? Mă surprinde pentru că e consilier județean, e președinte de partid și trebuie să aibă anumită decență. De câte ori l-ați văzut pe domnul Eduard Dumitrașcu la ședințe? Din cele patru ordinare? Cred că a fost în două. A fost ocupat cu Olchima, acum trebuie să înțelegeți. Și da, trebuia să rezolvă problema acolo. Și ce, Olchima e legat de Buzău, de consilier? Nu, dar văd că domnul Dan Diaconescu are foarte mare grijă ca domnul președinte să apară lângă el, să fie lângă el, să-l ajute. Bănuiesc că are anumite abilități sau capacități intelectuale care îi dă siguranță lui Dan Diaconescu. Da, tot așa pe domnul Dumitrașcu l-ați văzut vocal în ședința de Consiliu Județean? Nu. Oare de ce? Că înainte de campanie a spus că se ia cu ei de gât cu toți șocoi. Așa fac oamenii care se laudă, dar cred că cineva i-a închis gura. Zic și eu. Nu știu din ce motive. Da, ia uitați-l pe domnul. Și pe noi ne-a surprins domnul Dumitrașcu. Este un exemplu pe care noi îl dăm ca excepție pentru CNA asta, în ghilimele. Ei nu ne lasă, dar trebuie să dăm aceste imagini. Nu încurajăm fumatul. Din potrivă, este un exemplu prin care spunem așa ceva să nu se facă. Da, mă rog, ăsta este respectul domnului consilier Eduard Dumitrașcu, pe care îl salutăm pe această cale și urăm la cât mai multe emisiuni la OTV. Și noi ne continuăm discuția, domnul Vlase. Din punctul dumneavoastră de vedere, vor fi divergențe după alegeri în Consiliul Județean? Că poate asta e ideea deocamdată. Eu vă spun Știți cum e ca la un joc de fotbal? Întâi se tatonează și după aia. Da, se vor crea. Acum este perioada de tatonare. Să știți că se vor crea divergențe. Eu v-am spus și o repet, eu sunt unul dintre cei care stau cu ochii pe hotărârile de Consiliul Județean. Eu sunt unul dintre consilierii care stau cu ochii pe bugetele Consiliului Județean și pe banii Consiliului Județean. De ce? Pentru că sunt economist, mă pricep, știu ceea ce la un buget, știu cum se cheltuiesc acei bani și cât de mulți ar trebui într-o parte sau într-altă parte. Deci, este perioada de grație pe care o are conducerea județului, dar bănuiesc că domnul președinte Bârgiu este un președinte echilibrat și, din câte am observat, nu cred că va face abuzuri așa de mari. Dar să-l vedem. Da, să știți că Bursa Zvonurilor zicese că dumneavoastră n-ați fi cam mulțumit în alianța asta cu USL-ul. Sigur, nu sunt mulțumit. De ce? Pentru că am negociat la București posturile pe deconcentrate. Partidul Conservator îi revin 10% din deconcentrate cu oameni din interiorul instituțiilor, nu cu oameni politici, reține, este altfel discuția. Adică cu specialiști, adică cu specialiști care dau concurs și care sunt testați, dar pe care noi putem să-i propunem care e acel specialist. De ce? În funcție de gradul lui și capacitatea lui. Odată morală și odată intelectuală. Nu neapărat să lucreze cu, nu neapărat să fie membru nostru. Și iată că au trecut 3 luni de zile și niciodată nu am discutat această temă. PSD-ul și cu PNL-ul au început să schimbe în aceste structuri, iar noi nu, nici măcar nu am făcut o discuție. Deci în momentul de față PC-ul la Buzău nu are niciun reprezentant la vârful unei instituții. Nu. Nu. 10% cam cât ar însemna asta? 4 deconcentrate la nivel de director general. Și
Bun, înțeleg. Și aici, la nivel local, nu aveți un dialog în alianță? Este, cum să vă spun eu, mai mult cu domnul primar Boșcodeală. Bun, și totuși domnul primar Boșcodeală are un cuvânt foarte greu. Da, dar dumnealui are o chestiune extrem de importantă. PSD este lipit de ACD la USL. Și normal când spune domnul Vlase, haideți să discutăm cu alianța, discut numai cu dumneavoastră, dar omul discută, e transparent. Pe când pe partea elantă, liberalii nu prea ne bagă în seamă, nu prea... Și asta nu face altceva decât... Da, ați încercat, domnul Vlase? De foarte multe ori. Și pe ce motive? Sunt motive de toate neamurile, dar bănuiesc că în final o să ajungem la masa negocierilor, pentru că altfel îmi pare rău. Dar eu nu o să rămân cu această situație, o să-i spun domnului președinte Daniel că nu e în regulă ceea ce se întâmplă, da? I-am spus deja, continuăm negocierile, nu ne punem poalele în cap acum, pentru că avem timp și putem să rezolvăm problema, dar cred că nu este o șmecherelă din asta ieftină, hai să-l plimbăm până când îl amețim, că nu e cazul la Vlase cu așa ceva, pentru că eu nu accept chestiuni de genul ăsta. Să amețească pe cine vor ei, pe mine nu. Păi deocamdată cam așa stau lucrurile. Să zicem că au trecut 3 luni, nu s-au schimbat nici la ei foarte multe, deconcentratele încă sunt acolo, pentru că trebuie să avem grijă să nu călcăm legea cu funcționarul public când schimbăm pe cineva sau când schimbăm o persoană. Eu știu, nu trebuie să o schimbăm de dragul de a o schimba, o schimbăm pentru incompetență în general, că poate să rămână și persoane foarte bune acolo. Nu e o problemă dacă omul este priceput, că e de la PDL. Nu, poate omul e priceput și dă randament, dă rezultate. Pe această linie mergem noi, nu cu oameni din interiorul partidului, hai că a muncit nu știu ce un coleg de-al nostru, să-l punem acolo și habar n-are cu ce să mănâncă treaba aia acolo. Nu se poate așa ceva. Da, lucrurile astea nu sunt stipulate undeva într-un vreun protocol sau vreo chestie neparafată. Ce? Concentratele. Nu, e la mica înțelegere. Nu sunt stipulate, dar când ai venit cu o politică guvernamentală, trebuie neapărat să aplici în teritoriu politica agrară, politica industrială a guvernului pe care îl reprezinți. Eu acum ce să vă spun? PDL-ul a avut politica lui. Noi avem politica noastră. Poate domnii de acolo, în momentul în care domnul ministru le dă un ordin pe linia aia, nu vor să-l execute pentru că așa e românul. Încearcă să-l încurce și atunci persoana respectivă nu este în regulă acolo. Pentru că trebuie să continue politica, nu să continue, să schimbe politica pe care a avut-o până atunci într-un anumit domeniu, politica, nu matematica, nu economia, ci politica. Acum avem o nouă politică agrară a Partidului Conservator pe care o să o aplicăm clar în teritoriu și toți președinții de partid sunt atenți la cum se aplică această politică a domnului ministru Daniel. Și automat când îl vedem că ne încurcă, îi atragem atenția că nu e în regulă ce face. Pentru că asta este viața, trebuie să aplici acea politică. A fost o încercare la Buzău, domnul Vlase, pe care am contabilizat-o cu o schimbare din asta forțată a directorului de la Direcția Agricolă, dar uite că nici aici n-ați reușit. Cam la ministerul pe care îl conduce liderul PC, pentru că în algoritmul Daniel Constantin. Dar vorbim despre motivele acestea și despre ce aveți de zis totuși în această alianță de la Buzău, că sunteți parteneri. Ce-i drept și noastră recunoașteți că nu aveți aceeași, eu știu, putere de decizie. Evident că sunteți nici la centru, nu este așa, dar trebuie totuși să fiți băgați și noastră în seamă într-o alianță. Că de, așa se întâmplă de obicei. Cel mai mic, ciocomic. Eu nu mă consider mic și o să vă spun că de fiecare dată pot să stau la masă cu cei mari și pot să le impun să respecte protocoalele și hotărârile. Da, uite că deocamdată nu se întâmplă. O să vedeți mai târziu că o să încep să spun și alte lucruri, o să mă iau de treabă serios și o să spun că nu e în regulă și atunci să vedem unde o să ajungem. Corect. Deocamdată luăm o pauză de publicitate, după care revenim la a doua parte a discuției noastre cu liderul PC Buzău, Gheorghe Vlase.
o nuntă ca în povești. Vrei să petreci alături de prieteni? Vrei băuturi fine, muzica potrivită, servire de înaltă clasă? Alege unul dintre saloanele Nova Imperial sau Nova Classic și poți avea tot ce dorești. Ai la alegere meniuri atent pregătite sau poți concepe unul personalizat. Decorațiunile pot mulțumi și cele mai exigente gusturi. Cele două saloane îți stau la dispoziție cu personal calificat și meniuri savuroase pentru toate evenimentele importante din viața ta. Ne poți contacta la telefoanele 0752 166 711 sau 0238 717 848. Saloanele Nova Imperial și Nova Classic pentru împlinirea viselor tale. Vacanța pe care ai visat-o mereu este mai aproape decât crezi. Pe malul lacului de acumulare Siriu, izvorul bucuriei te așteaptă într-un peisaj de vis cu mâncare excelentă și camere mobilate în stil rustic. Complexul izvorul bucuriei îți oferă mai multe posibilități de cazare, căsuțe, cabană sau pensiune. În plus, poți beneficia de bazin cu păstrăv pentru pescuit sportiv, camping amenajat, pescuit sportiv pe lacul de acumulare, sală de jocuri și o menajerie cu fazani, păuni, bibiliși, prioare și iepuri. Izvorul bucuriei te așteaptă pe malul lacului de acumulare Siriu pentru a-ți face vacanța așa cum vrei. Pentru rezervări sună la 0724 320042 sau 0238 717191. Ne poți scrie la elaelect@yahoo.com. Într-o lume plină de pericole, ai acum siguranța proprietății. Lex Protect are experiența și dotările necesare de a oferi servicii complete de pază și protecție, intervenție rapidă, transport valori, instalare și monitorizare camere de supraveghere și alarme antiefracție la standarde ridicate. Lex Protect proiectează și instalează sisteme de supraveghere video, alarmă antiefracție, alarmă detecție incendiu, control, acces și pontaj cu plata în rate și dobândă zero. Mai multe amănunte pe lexprotect.ro. Lex Protect. Siguranța proprietății. Automotor Buzău, concesionar Peugeot, te așteaptă în showroom-ul situat în Micro 3 să testezi noile modele Peugeot. Dacă ai probleme cu mașina, te așteptăm la serviciul nostru situat la ieșirea din Mărăcineni pe drumul național 2E85 să îți facem mașina ca nouă. Mai multe detalii găsești pe www.automotorbuzau.ro sau la telefon 0238713013. Automotor Buzău îți pune la dispoziție și serviciul de tractări auto non-stop la 0729 500 500. Prodinvest 94 Buzău oferă o gamă de servicii gratuite de consultanță în organizarea spațiului ce urmează a fi mobilat, proiectare, transport, montaj. Prodinvest 94 Buzău, design modern, fiabilitate, un raport preț-calitate extrem de competitiv printre cele existente în prezent pe piața românească de profil. Prodinvest 94 Buzău, sediu, depozit, hale de producție, strada Grigore Baștan numărul 6, telefon fax 0238 713 660, 0238 718 750, telefon mobil 0745 751 112. Generatorilor de deșeuri, cu sinceritate, decât să plătiți o amendă pe care nu o puteți duce, este mai simplu să apelați la depozitul ecologic de deșeuri menajere și industriale asimilabile acestora din Gălbinaș. Protejarea mediului, șansa de supraviețuire a omenirii. RER Servicii Ecologice SRL Gălbinaș, telefon 0238 723 945. Vrei să fii informat? Vrei să știi ce s-a întâmplat sau ce se va întâmpla în Buzău? Citește săptămânalul Viața Buzăului. Viața Buzăului. Cel mai longeviv titlu din județul Buzău. Viața Buzăului. Anchete, reportaje, politică, învățământ, sănătate, sport și anunțuri locale. Pe toate le găsești numai în Viața Buzăului. 24 de pagini scrise de cei mai cunoscuți ziariști locali. Cere la distribuitorul tău de presă Viața Buzăului, ziarul de suflet al buzăienilor. Viața Buzăului.
Da, am revenit la a doua parte a emisiunii noastre. În studioul Campus TV se află liderul PC Buzău, conservatorul Gheorghe Vlase, ca să zicem totuși, era o legendă, dar nu zic, îmi cer scuze, am făcut poftă. Era o chestie foarte tare cu alegeri, cu apropo de fostul pur. PC e fostul pur, de fapt, Partidul Umanist Român. Da. Pur, cu acțiuni, da, cu campanie electorală. Lasă-mă, doamne, în pace, că eu spăl cu acțiuni. Da. Zicea cineva pe la uși, că sunt de la pur. Nu, doamne, lasă-mă, nu bage că spăl cu acțiuni. Și da. Ziceți, domnul Vlase, să înțeleg că în momentul de față, în cadrul USL, bine, un EPR-ul nu există la Buzău. A existat odată, s-a dus. Doctorul Ion Vasile, înțeleg că nu e la PC. Nu-și mai găsește loc în USL și că s-ar putea să găsească o altă variantă politică pentru a candida. Cred că nu mai vine la PC odată. Păi, nu are cum. Nu are cum. Și excluzând, evident, un EPR pentru că el nu există, de fapt, la Buzău, aveți așa niște nemulțumiri față de partenerii dumneavoastră. Sunt ele justificate? Încercați să găsiți o justificare vis-a-vis de marginalizarea dumneavoastră, să zicem, sau de... Nu, a mea, a partidului. A partidului, da. Nu, a mea. Da, este, sigur, sunt justificate și nu fac o dramă dintre asta, nici nu, cum v-am spus, nu facem un balamuc din ea. Nu, un balamuc. Nu, dar poate fi o critică constructivă. Sigur, atragem atenția că nu este în regulă să se întâmple asemenea lucruri, că nu este în regulă că am fost umăr la umăr peste tot, că ne-am ajutat și acum trebuie să facem la fel. Acest partid are și el nevoie să dezvolte în teritoriu și nu neapărat că ne trebuie ca acele de concentrate să ne punem noi oameni acolo. Nu, ne trebuie ca acele de concentrate să servim oamenii din județ. Servindu-i altfel decât i-a servit ceilalți, oamenii aia prind încredere în tine, în partidul tău. Asta este esența unei deconcentrate. Nu ne batem pe ciolane. Pentru că nu e nimeni niciun ciolan. Acolo vor fi oameni specialiști care vor dirija acea instituție. Nu ne ducem noi cu toți frizerii și cu toți ospătarii ca să punem direcția agricolă să funcționeze. Nu, o să lăsăm un om care să pricepe. Sau APIA, sau mă rog, eu știu, alte instituții. Trebuie să punem oameni pricepuți. Pentru că din cauza asta am ajuns la nevoie. Dar dumneavoastră când spuneți chestiunile astea, să înțeleg că la Direcția Agricolă și la APIA nu ar fi oameni, din punctul nostru de vedere, pricepuți? Ba da, fără discuții. Dar trebuie să reevaluați, da? Reevaluați, trebuie reinventariați, adică să vedem ce a făcut până la momentul ăsta în 4 ani de zile și după aceea decis asupra lor. Ai făcut bine, rămâi în continuare, nu e o problemă. La APIA, de exemplu, doamna Claudia Stelea a supraviețuit tuturor guvernărilor. Probabil că a fost foarte bună. La Direcția Agricolă, oricum, e o altă discuție și aici, vis-a-vis de ce am precizat înainte de publicitate, directorii s-au schimbat, vai de mine. Deci, nu neapărat că a fost guvernarea și directorul nou. Și în timpul unui guvern s-a schimbat de mai multe ori directorul de acolo. Dar, domnul Vlase, a fost o încercare a Partidului Conservator, în prima fază reușită, totuși, de a forța totuși o schimbare acolo, la Direcția Agricolă. Ce s-a întâmplat, de fapt? Deci, directorul respectiv a fost nevoit să, mă rog, a primit o înștiințare că trebuie să mute plasatul mare, să fie detașat acolo. Între timp, cine a umblat și unde a umblat? A umblat atât de bine pentru PSD și PNL? Sau, mă rog, pentru... Nu, n-a umblat nimeni. Dar? Între timp, deci postul este pe grilă a liberalilor. Da? Liberalii l-au durit în continuare pe acest om. N-a umblat nimeni pe nicăieri. Au făcut apel la București și a spus, domnule, noi dorim ca acest om să rămână. Este bun, este specialist, vrem să rămână în continuare. Și atunci omul a rămas. Deci nu cred că s-a umblat undeva anume. Că nu a avut la ce. Dacă acea instituție deconcentrată a fost negociată pentru PNL, nu că este a ei, dar să propună un om pentru acea instituție, atunci automat
ei au hotărât să rămână în continuare. Și au și făcut-o. Exact ce vă spuneam și înainte. Au considerat că acel om a făcut treabă, că este bun și poate rămâne în continuare. Bun, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pe diverse probleme sociale. Poate ne răspunde domnul Vlase la ele. Sunt câteva întrebări pentru noastră, domnul Vlase. Da, cu lista de candidați sunteți nemulțumit? Sau candidații la parlamentare? La parlamentare. Pentru că noi am hotărât să nu candidăm în zona Buzăului, pentru că oricum era vorba de un colegiu neeligibil, atunci ne-am concentrat... Adică, explicați mai concret, cum adică? Adică, dacă noi candidam, nu candidam pe o zonă eligibilă, pentru că organizația Buzău a Partidului Conservator are un an de zile de când o conduc și nu am putut să fac mari lucruri din ea, să o ridic la un nivel în care să avem pretenția să candidăm pe lista de deputați. Acel post, să zic, colegiu neeligibil, însemna că să mergem undeva unde nu aveam șanse foarte mari și nu eram sprijinți așa de tare sau de mult pentru colegiul respectiv. Pentru de că cine automat... să nu vă sprijine, domnul Vlase? Alianța, pentru că... Păi cum, păi, Alianța nu te joacă... Rezultatele noastre nu erau atât de bune și atunci nu ne-am putut permite să avem pretenții. Să aveți pretenția respectivă. Da. Și am rămas așa cum trebuia să rămână un om, niște oameni care recunosc unde se află, dar asta nu înseamnă că trebuie să, mă rog, să nu primim nimic. Am hotărât să luăm în deconcentrate mai multe ca să putem dezvolta acest partid în teritoriu, exact cum v-am spus, servind populația județului Buzău cu tot ceea ce poate face acea instituție a statului. Dar ați văzut că pe lista respectivă au venit vreo 4 de la București, nu? Da, de fiecare dată se întâmplă acest lucru. Sunt plasați oameni în județele în care există un potențial mare de vot și Buzău este unul dintre ele. E normal să se întâmple și așa, vechiul candidat de la centru, iată că n-a dispărut nici acum. Acolo sunt fel de fel de specialiști care lucrează pentru partid și nu cap toți în București. Trebuie să meargă și oamenii undeva să candideze, pentru că nu se poate lipsi partidul de ei. Ar fi culmea de un specialist să se lipsească. Și atunci îi roagă pe cei din județ, dacă există ce locuri... Ce îi roagă, domnule? Îi trimite, domnule? Cum îi roagă? Ce să-i roage? În general se întâlnesc și... Da, așa se întâmplă. Nu le impune. Domnul Vlase, nu este. Domnul Vlase, nu-mi spuneți că domnul Constantin Boșcodeală ar accepta pe bune o candidatură a unui cetățean venit ba, da, la București? Ba da. Pe municipiu, domnul Vlase. Când e mai la îndemână un om de aici, de al orașului nostru, pentru care poate să facă o campanie și să aibă un rezultat zdrobitor. Așa trebuie să accepte decizia de la centru să vină Nicolicea. Fost PSD-ist, un eperist, aflat la guvernare la un moment dat. Domnul Nicolicea este cel care l-a făcut pe Ponta mincinos de mai multe ori decât îl fac acum ăștia de la PDL. Și acum vine să ne dea lecții de uselist, domnul Nicolicea, la Buzău. Așa este. Sună iurea. Dar... Păi nu, asta e realitatea, domnul Vlase. Nu, sună iurea, dar vreau să vă spun de arta compromisului. Domnul, bună ziua, dacă acest compromis nu era făcut, această alianță nu era la guvernare. Dacă această alianță nu s-a asigurat de majoritate ca să facă legi necesare pentru înlăturarea PDL-ului, care a fost un dezastru pentru România și o să vedeți că dezastru va continua, iată compromisul, nu aveam majoritatea să ducem până la capăt, până la alegeri această... Păi stați-mă, și asta ce e? Problema asta mai e politică sau ce? Nu este politică, trebuie să ai o majoritate dar confortabilă ce... prin care poți să asiguri o guvernare. Da, până sunt la convins și făcând orice, adică nu că zicând astăzi orice. Ceva și mâine sau scui pe cineva și după aia legi nu, ca să mă exprim. Nu aveai, deci a înlăturat un rău mai mare cu un rău mai mic. Nu aveai cum să faci altfel, că altă soluție nu exista. Care soluție? Domnul Vlase, uitați că noastră de ale politicii puteți să exprima niște opinii foarte sincere. Cu toții sunt vinovați liderii politici și clasa asta politică este... Este altă problemă asta. Domne, pentru că accept așa ceva. Este altă problemă asta, dar dacă această clasă politică a fost murdărită toată, de unde să scoți oameni curați acum, domnule, să mergi cu guvernarea mai departe? O să pui piciorul în prag. Tu, prietene,
în locul lui Ponta, dacă și Ponta să compromite în halul în care se... Și Antonescu. Deci, domne, eu mi-aduc aminte, eu sunt premier și eu sunt liderul unui partid, cel mai mare partid din țara asta, PSD, da? Da. Mi-aduc aminte că Nicolicea ăsta m-a făcut pe mine mincinos. Ce să caute cu mine la aceeași masă? Este povestea cu broasca răioasă. În fiecare dimineață pe stomacul gol trebuie să înghiți o broască răioasă. Așa, ca să te obișnuiești cu acest... Păi, nu, să spun un pic, e ca și cum noi ca cetățeni simpli să ne înjurăm. Mă duc la unul și zic, bă, ce prost ești. După aia venim în emisiune amândoi și ne pupăm. Nu, nici chiar așa, dar oricum vedeți oarecare răceală față de acest compartiment al UNEPR-ului, dar nu au încotro. Trebuie să înțelegem că altfel această guvernare nu exista, această modificare de legi, de drepturi nu exista și că trebuie să faci compromisul pentru a merge mai departe și a crea o nouă guvernare în alegerile viitoare. Nu puteai să mergi mai departe, nu puteai să mergi tot cu PDL-ul în aceeași guvernare, să ce să faci? N-ai. Bun, de acord cu noastră, dar nu ajungem totuși la concluzia că toate jocurile astea sunt făcute doar pentru cei care sunt la putere, adică cei care vor puterea. Există poate și un plan de ieșire cu acești oameni care ziceți dumneavoastră că sunt oportuniști. Există și un plan, doi bănuiesc, după alegeri, prin care acești oameni nu se le mai permite să facă așa ceva și sunt convins că tânărul Ponta și cu mai bătrâorul Antonescu, având în vedere faptul că s-au gândit clar să aducă mulți oameni ca ei nepătați, că nu sunt așa de pătați, doar că mai fac câte un compromis, vor schimba ușor, ușor o mare parte din colegilor care au grave probleme de imagine. Dar la momentul actual alegi ceva din ceea ce ți se pune la dispoziție. Nu mai ai într-altă parte pe altcineva, că ai fi ales. Poate luam din Elveția ceva sau dintr-altă țară, dar dacă nu putem, că luăm de acolo. Ei, sunt curați, sunt frumoși, sunt eleganți, sunt distinși, nu sunt hoți, dar n-ai cum. Trebuie să iei tot de aici din balta asta murdară. Și pe cine să alegi? Domnul Vlați, cu riscul încă de a supăra pe foarte mulți cetățeni, oricum o să vină domnul Nicolicea aici, cetățeni din mediul politic, o să vină domnul Nicolicea pe aici prin studio și o să aibă aceleași întrebări și chestiuni supuse atenție. Cel acum nu iubim pe Nicolicea, nu mai putem de el. Să nu credeți chestiunea asta, păi, că îl iubim pe Nicolicea acum, pentru că știm ce a zis și știm cum s-a comportat. Păi și cum își explică el acum că e la USL, e cu Ponta și cu Antonescu? Este o problemă, da, cred că mai, da, mare, nu, da, mai mult a lui decât a noastră. Uite, domne, mă erigez într-un patriot local, super patriot local. Asta de rău. Da? Și zic, domne, n-au ce căuta outsiderii. Păi dacă te faci parlamentar de Buzău, hai să fii crescut și tu măcar un an mai aici, să știi ce e la un buzoian, cum arată el, ce probleme are. Nu, că domne, parlamentarul face legi. Păi atunci de ce te mai duci din poartă în poartă, da, să zici, bă, eu sunt cu tare, eu vreau să fac ceva pentru tine, domnul buzoianule? Deci vă spun că mai avem două partide care sunt conduse de oameni din afara Buzăului, tocmai din București, PPDD și Partidul Liberal. Deci iată că aceste două partide sunt conduși nu de reprezentanți locali, de oameni care sunt destui și de oameni dintr-o altă parte. Nu trebuie prin asta să vedem un rău sau un lucru, dar pentru patriotismul local nu dă prea bine această chestiune, că ne face să înțelegem că noi nu prea știm să ne conducem pe aici. Ceea ce nu este adevărat. Și ca să încheiem chestiunea asta, vă mai dau un exemplu. Ați văzut activitatea prodigioasă a doamnei deputat Carmen Moldovan. Da. Tot așa, trimisă de la centru acum 4 ani, domnul Boșcodeală, să-i pupe mâinile lui domnul Boșcodeală că a scos-o parlamentară și uite ce a făcut doamna Moldovan pentru cetățenii din municipiul ăsta. Să nu spuneți că legi și apariții televizate, că astea nu contează. Și un parlamentar care se implică, domnul Vlase, dincolo de povestea asta cu legile, că domnule, asta e treaba lui, să facă legi și nu să așa, poate avea o implicare în așa fel încât să schimbe pe aici pe acolo sau să rezolve pe aici pe acolo problemele cetățenilor dintr-un oraș. Cred că este o problemă a Partidului Social Democrat. Sunt convins că
ei au analizat bine, au cântărit bine această problemă și au considerat că e mai bine așa pentru a merge mai departe sau pentru a crea un echilibru. Bănuiesc că știu ce au făcut. Da. E, asta e. Acum trebuie să se descurce cei de la Buzău să facă campanie pentru alții, că ai noștri nu au avut loc în ghilimele. Nu le au neapărat apărarea, că da, până la urmă... Că... Ați văzut cazul cu Ionela Dobrică. Dom'le, deci făcuse campanie de la locale pentru parlamentare, cu benere, cu de-astea, acum a cheltuit bani degeaba tatăl Ionelei Dobrică, pentru că a rămas pe din afară, din afara USL-ului. S-ar putea să candideze, poate, păcat, așa din, este, altă, păcat. Din altă așa parte. Este. Da, acolo a venit un liberal, cred, pe partea respectivă, pe Colegiul 4. Da, asta este. Asta este politica domnul Vlase, din care face și noastră parte și poate mai încercați, așa, prin atitudinea pe care o aveți, să schimbați câte ceva. Sună câtuși de puțin. Sună urât, așa. Eu zic că sună urât ce am zis acum, dar zic și eu, poate, cine știe. O societate se schimbă greu în mentalitățile ei, dar asta nu trebuie să ne oprească, să nu continuăm drumul pe care l-am început. Chiar dacă sunt multe piedici și mulți oameni cu mentalități total diferite și total anormale față de oameni care vor să facă ceva, noi trebuie să mergem mai departe. Și dacă există încă unul ca mine sau încă unul care încearcă să facă ceva, eu zic că trebuie să-i dăm atenție, să meargă mai departe, chiar dacă la momentul respectiv nu este ignorat sau nu este băgat în seamă sau îi se pare că este aiurea cu drumul. Nu contează. Trebuie să mergi până la capăt. Uitați de ce un telespectator... În spatele blocului domnului Adrian Mocanu, deputat, zicem noi în paranteză, se află un parc de joacă, parc ce nu aparține nici de primărie, nici de administrația de locatari. Nimeni din administrația primăriei nu știe de el sau nu vrea să știe. Pe domnul Mocanu nu îl interesează, mai că l-ar demola pentru a-și face o parcare pentru jeepurile lui. Ne poate ajuta și pe noi cineva cu banca și cu o bancă și niște nisip? Vă mulțumim. Mă rog, amenajarea unui parc de nu știu dacă are treabă domnul deputat Mocanu acolo, dar bănuiesc că locatarul de acolo știe mai bine sau ajutorul care l-a cerut ține de cu totul alte instituții. O să vină un parlamentar și o să vă promită că o să vă facă parcul de joacă. Ia să vedem, un alt telespectator zice așa: problemă socială, dacă este corect să se subvenționeze gigacaloria și gazele nu. Da, este corect să se subvenționeze, că așa o spune legea, iar liberalizarea gazelor este printr-o lege dată de Guvernul României și, bineînțeles, mai mult forțată de Fondul Monetar Internațional, care e guvernarea adevărată a României, pentru că aici a reușit să ne bage Traian Băsescu. Acum noi nu putem să luăm niciun fel de hotărâre care ar putea să schimbe, poate chiar radical, bugetul României sau oglinda lui, pentru că nu avem voie. Dacă era așa, începeam să dăm facilități în interiorul acestor sume. Adică spuneam, unde avem banii aia, cât sunt acolo? Câteva miliarde. Uite ce facem. Angajăm oameni, facem, dregem societăți mixte sau nu știu ce, prin care îi ajutăm ca 2 ani de zile să nu plătească aia și îl dezvoltăm pe partea asta și a început să zboare și când a început să zboare începem să-i colectăm ceea ce a început să se strângă. Și o grămadă de lucruri de genul ăsta care putea fi făcute. Nu se poate, pentru că domnii au negociat cu FMI-ul și FMI-ul pentru a-și asigura masa monetară și lichiditățile necesare pentru plata tranșelor anuale, că la anul e beleaua după lume, a băgat stănoagă peste tot. Și trebuie să te descurci acolo în interior, cum poți, ești legat de mâini și de picioare, pentru că noi n-am mai avut probleme cu acest acord al FMI-ului, știți că domnul Tăriceanu a spus stop, până aici, de acum încolo facem noi. Și ați văzut că a făcut o treabă bună. Ne-a dat din nou pe mâna FMI-ului, ne-a împrumutat din nou și iată că furturile s-au triplat. Iar acum este foarte greu să guvernezi în țara ta când ești legat de un FMI care stă cu ochii pe tine, nu că nu știu ce ai face, dar el trebuie să-și recupereze banii. Bun, domnul Vlase, dumneavoastră sunteți economist, eu nu mă pricep, dar sunteți economist. Dar vis-a-vis de chestia asta cu FMI-ul, nu știu, întreb și eu. Actualul guvern nu putea să renegocieze problema cu FMI-ul? Se poate renegocia anumite clauze, dar mărunte.
clauzele principale și profunde nu ai cum să le modifici. Pentru că FMI-ul trebuie să se asigure că tu ai capacitatea la momentul în care ai scris în contract să poți să-i dai banii. Numai în situații majore, când nu se mai poate ca a Greciei, atunci mai fac un pas înapoi și zice, bine, îți mai dăm un an sau doi. Ați văzut, le-a dat doi ani. Încolo, clauzele principale care privesc rambursarea completă a banilor și a dobânzii nu se discută. Mai mult decât atât, te împinge în zone în care, te împinge automat, în care nu-ți convine să iei hotărârile respective că nu sunt bune pentru țara ta și pentru dezvoltarea ei ulterioară, dar pe el îl interesează faptul că tu ai supraviețuit, iar el și-a luat bani. Era o vorbă, vin ai noștri, pleacă ai voștri, noi rămânem tot ca proști. Nu sunt profesioniști, nu au fost profesioniști, au împrumutat această țară bogată. Adevărul este că în momentul de față românul trăiește mai bine, nu, domnul Vlas? Nu. Nu trăiește mai bine. Are senzația că trăiește mai bine, păi trăiește nu, mai prost. Referitor la chestia asta, că, într-adevăr, PDL-ul a fost nașpa, ca să mă exprim popular. Da. Da? Ne-a condus extrem de prost au condus. Extrem de prost. Pe lângă faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și ei au fost singuri care n-au strâns cureaua și au sfidat normal. Prin atitudine în fața publicului. Aroganța banilor publici care i-a vrut de rând. Da, a venit USL-ul și repet, am impresia că trăiește mai bine, nu român, domnul Vlas. Nu poate trăi românul în 3 luni de zile mai bine, dar dacă aceste politici pe care le avem noi îngrădite, v-am spus, de regulile pe care le-a pus FMI-ul, se aplică și începem să reconstruim un buget sănătos cu specialiști ca Georgescu de la Finanțe și de la Banca Națională, nu se compară cu oamenii care au avut PDL-ul, nici pe departe. Domnul Florin Georgescu este un specialist de marcă a României și un finanțist pragmatic. Nu este unul teoretician, că sunt pe acolo de aia teoretician care bat câmpii la televizor cu fel de lucruri. Nu. Omul știe exact care-i treaba, pe ce buton să apese, pe ce clapă a pianului pe care l-are în față economic, pentru că s-a dovedit că din toate bombele care le-a lăsat amorsate pentru USL, le-a dezamorsat pe toate. Și ați văzut ce e la televizor și ce se întâmplă cu banii publici cheltuiți. Ultima chestiune, domnul Vlase, de ce credeți că a scăzut totuși USL în sondaj? Pentru că dintr-un motiv foarte clar, PDL-ul a avut grijă ca în perioada campaniei electorale pentru referendum să defăimeze această țară în exterior și să-i facă pe cei din exterior să creadă, mulți dintre ei, că aici e o nenorocire. Populația României, o mare parte din ea, când a văzut un om de rangul lui Barroso și a lui Merkel că spune ce spune despre România, chiar a început să creadă că avem o problemă. Pentru că nu ți-o spune oricine. Ți-o spun doi oameni importanța Europei. Special s-au dus acolo ca să mintă încă o dată acest popor că, de fapt, noi avem o problemă gravă și pe cine pui în față să spună această problemă? Nu pe noi care am mințit până acum, îi punem pe cei care au calitate în Europa. Îi punem pe cei care au credibilitate. Așa au făcut. Ăsta este sistemul securist pe care l-a creat PDL-ul și Traian Băsescu. A dus oameni în eroare, a creat din nou sisteme securiste de ascultare de toate neamurile și acum a înfricoșat toată această populație că nu mai știi când faci trafic de influență și când faci o afacere sănătoasă. Nu mai știi. Că dacă vorbești într-un fel anume la telefon, îți apare convorbirea că ai vorbit codificat. Și așa mai departe. Domnul Vlase, și cu asta chiar încheiem. Manipularea este o armă foarte eficientă, sunt de acord cu dumneavoastră, până la rezerva următoare. Cred că Angela Merkel nu este atât de naivă să creadă orice. Păi nu, stați numai un pic. Adică dacă Angela Merkel nu are datele suficiente înainte de a emite o ipoteză și a emite un verdict, așa credeam și eu. Păi stați numai un pic. Nu, așa credeam, dar nu și mai cum, cred. Și cum, să arunc așa? Da, exact așa s-a totuși este Angela Merkel. Am înțeles că este, dar nu mai este.
Da. La ce a spus nu mai este, pentru că iată, datele au contrazis-o. Nu mai este. Am un sentiment că în Europa nu mai sunt oamenii din perioada 50-60, când construiau acea Uniune Europeană restrânsă, că de fapt și europenii, conducătorii europeni, au o problemă, niciodată nu interveneau așa de brutal și de sigur într-o declarație, decât după consultări, după informări. Dacă dădeau o declarație, o dădeau extrem de atent să nu cumva să țină cu o parte sau să creeze nu ce. Acum au trecut ca la PDL. Adică îi văd ca membrii PDL. Probabil că popularii tot se comportă ca acești oameni. Mulțumesc, domnul Vlase, pentru prezență și pentru analiza politică făcută și administrativă. Mult succes în activitatea pe care o faceți dumneavoastră. Mulțumim și celor care au urmărit această emisiune. Urmează jurnalul Campus TV. Nu uitați să dați ceasul cu o oră în urmă, mâine, noapte. Și ne revedem săptămâna viitoare. Pa, pa, la revedere!